candidez pentru președinția Ligii Aleșilor Locali împreună cu o echipă formată din 23 de colegi aleși locali, primari, viceprimari și consilieri locali și județeni din județul Neamț. Care este scopul acestei ligi și pentru cât este aleasă și ce politici va face Liga? E un fel de guvernare din umbră? Nu. Guvernarea din umbră, cum îi spuneți dumneavoastră, era o comisie de specialitate. Nu, Liga Aleșilor Locali este o organizație specială, internă a PNL-ului, așa cum este organizația de diferent, de femei, de persoanelor de vârstă atâta, așa este și Liga Aleșilor Locali. În județul Neamț avem 409 aleși locali, vă spuneam, consilieri locali, județeni, viceprimari și primari. Din păcate, în acest mandat n-avem vicepreședinte sau președinte Consiliului Județean. Ei, și acești aleși locali acționează în cadrul PNL-ului în această structură, numită Liga Aleșilor Locali. Bun, asta am înțeles că e 100% internă, dar probabil acolo se discută politicile locale, administrative. Așa este. Eu propun ca în viitorul biroc județean al Ligii Aleșilor Locale, pentru colegii mei, să putem face o monitorizare exactă a instituțiilor de gestionarea fondurilor europene, ca să putem anunța în timp util colegii noștri mari, viceprimar, să poată depune, să poată scrie proiect ca să poată beneficia de finanțe și poate pe care le conduc. Îmi propun de asemenea să facem întâlniri de decizionare cu colegii care să vedem și probleme au. Le putem transmite către ceilalți colegii noștri parlamentari, unele din problemele care se poate să poată fi transpuse legi.